Emisiunea vă este oferită de Sixt, partener de mobilitate al fermierilor români prin AgroTV. Fața a 70 de viticultori din zona de alumare, zonă foarte importantă pentru viticultura din România, am avut oportunitatea de a organiza forumul pentru viticultură regional sub egida Turul Inovației. Acest tip de eveniment a fost desfășurat în mai multe locații și în mai multe culturi și am avut ocazia să ne întâlnim cu partenerii noștri, cu clienții noștri și să discutăm față în față despre noile tehnologii pe care le aducem în fața dumneavoastră în 2022 și de asemenea pentru a ne lua și experiența lor, feedback-ul dumnealor cu privire la ce nevoi mai au și cu ce se confruntă în sezon. Credem că acest tip de evenimente sunt foarte binevenite și acest lucru ne-a fost demonstrat pe parcursul evenimentelor care au avut loc până acum sub aceeași egidă și de aceea ne bucurăm foarte mult că am putut să continuăm și pe partea de viticultură cu un astfel de eveniment. Discutăm aici în Crama la Certa despre noutățile cu care Syngenta vine în fața viticultorilor. Ne referim aici și la partea de produse biologice, care este o nișă sau un segment de nișă în dezvoltare în România și credem că acest segment va crește tot mai mult în viitor. Și cu siguranță viticultorii vor fi interesați să afle despre noutățile Syngenta în acest segment. Aici vorbim despre produsul Taegro, care este un fungicid biologic pentru combaterea făinării și a putregaiului cenușiu, care deja și-a găsit locul în fermele viticole locale. De asemenea, vom discuta despre principalele probleme, provocări ale viticultorilor, făinarea, care este principala problemă de anul acesta cu care se confruntă dumnealor, și despre combaterea manei, dar de asemenea și despre combaterea dăunătorilor. Aici vorbim mai ales despre ținerea sub control a dăunătorului Lobezia botrana, care dă multe probleme, mai ales în zona aceasta de alumare, și nu numai, am văzut în diferite alte ferme din țară că viticultorii se confruntă cu astfel de probleme. În afara acestui program tehnologic pe care îl vom discuta astăzi și pe care îl detaliem cu viticultorii, vom vorbi despre bunele practici agricole, vom avea un atelier dedicat de tehnici de aplicare și practic împreună cu partenerii noștri de la compania AgriTot, care vor discuta despre echipamentele pe care dumnealor le au pentru a face aplicările în fermă, în podgorii. Vom discuta și despre modul cum este cel mai bine să aplicăm produsele de protecție a plantelor. În plus, la finalul evenimentului avem plăcerea să prezentăm echipamentul nostru RemDry, care este practic un echipament pentru managementul deșeurilor, practica apei care este contaminată cu produse de protecție a plantelor, care este montat aici la ferma la Certa și este deja utilizat în fermă. Credem că acesta este un exemplu de bune practici pentru fermierii din zonă. Vorbind despre utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor, poate să sune un pic post puțin dificil, probabil o să coste enorm, e efortul mult prea mare. De fapt, nu. Sunt niște lucruri foarte simple care pot fi aplicate, astfel încât să putem asigura un viitor acestor produse. Știți foarte bine, dumneavoastră, care sunteți utilizatori, că încep să vă dispară produse cu care erați obișnuiți de atâția ani, pe care nu le mai aveți disponibile, din motive că acestea au fost retrase de pe piață, nu de către companiile care le produc, ele nu le doresc retrase de pe piață, ci pentru că acestea sunt deciziile la nivel european. Există o presiune foarte mare pe această industrie, pentru că publicul european, nu vorbesc de publicul român care știe cum se produce hrana, vorbim de europeni care nu mai știu cum se produce hrana. Ei consideră că laptele vine de la supermarket, nu-l produce nici văcuța, nici oița, nici căprița. Știți? Și nu mai au legătură cu modul în care se practică agricultura, în care se produce hrana, cu toate aceste provocări pe care le are un fermier, un zootehnist, ca să poată să-și producă
produsele agroalimentare. Compania Syngenta cuprinde tot ceea ce înseamnă programul tehnologiei de protecție al viței de vie, începând de la făinare și terminând până la molia viței de vie. Începem primul rând cu portofelul de făinare, începem cu Tiovitu Jet, așa cunoscutul, mult cunoscutul Tiovitu Jet, care este un produs pe bază de sulf și este nelipsit, bănuiesc, din protecția, din schema de tratament a viței de vie în cadrul societăților dumneavoastră. Tiovitu Jet este, cum să zic, produsul numărul unu printre altele. Lucrează și pe partea de, la o doză mai mare, lucrează pe partea de acarien. Noi îl folosim în schema de protecție alături de toate produsele sistemice ale noastre. Alături de Topaz, alături de Dinalia, alături de Universalis, e un produs de bază. Este un produs de bază. Ceea ce se diferențiază la Tiovitu Jet este forma lui, modului de granulație. Acele microcapsule care se descompun foarte repede, se omogenizează foarte ok soluția, nu vă înfundă diuzele și nu se mai ridică nici praf foarte mult care să vă incomodeze la lucru. Următorul produs îl avem pe Topaz. Topazul pe bază de, este un triazol pe bază de penconazol ca și substanță activă. Doza lui este de la 0,3 până la 0,5 litri pe hectar. Este un produs sistemic. Noi îl recomandăm de la lăstar de 5 cm până aproape de la scuturat, în funcție de lungimea lăstarului, de faza de vegetație a culturii Topaz, se modifică și doza lui de utilizare. Lucrează sistemic în plantă, dar el are și acțiunea de gazare, lucrează și ca și are și efect de gaz. Chiar dacă nu, cum să vă spun, chiar dacă nu, părțile care sunt tratate are efectul acesta de gaz și asupra părților care ating părțile tratate ale plantei. Pe lângă faptul că lucrează pe partea de făinare, lucrează și pe partea de putregai negru. Vi-l recomandăm pe Topaz, v-am spus, de la lăstar de 5 cm până la scuturat. Următorul produs, care sper că câștigă din ce în ce mai mult teren și dealul mare, este produsul Dinali. Un produs foarte complex, cu două substanțe active și care începe să cuprindă și să prindă teren cât mai mult pe zona noastră, de fapt în toată România. Dinali are cele două substanțe active, ciclofenamin și difenoconazol, lucrează atât pe partea de făinare cât și pe partea de putregai negru și pătarea roșie a frunzelor. Vi recomandăm după scuturat, în tratamente succesive, la interval de 10-12 zile, fiind un produs sistemic, de asemenea are și el efectul de gazare asupra ciorchinelui, de fapt la sfârșit de înfloriți când se creează ciorchinele. Este un produs sistemic, cu acțiune translaminară și un produs destul de complex. Următorul produs, pe partea de făinare, avem Universalisul. Universalis, care este un produs complex, lucrează și pe partea de mană, făinare și putregai cenușiu. Vi recomandăm în doze de 2 litri, are efect revigorant asupra plantei datorită strobilurinei, azoxystrobina, ca și substanța activă, și folpetul pe partea de putregai. Doza lui fiind de 2 litri la hectar. Acum, în condițiile în care s-au mai retras anumite produse, de exemplu cum noi aveam ridomilul în faza de lăstar, vi-l recomandăm și aici în faza de lăstar de 15 cm, unde lucrează foarte bine pe putregaiul negru și pe făinare. Cât și după scuturat, unde cuprinde cele două, mană, făinare și efect secundar la putregai. Primul produs pe care vreau să vi-l prezint este Orondis Ultra. Este un produs cu două substanțe active, oxatiapiprolin și mandipropamid. Practic este un produs inovator, un produs care, deși se folosește într-o doză foarte mică, el controlează foarte, foarte bine mada. Aș putea să spun excepțional. Anul trecut, odată ce am lansat acest produs, îl cunoșteam din testări, dar nu l-am văzut la scară largă aplicat în plantații. Și pot să vă spun că a fost aplicat de fermieri care, din cauza condițiilor meteo, au stat până la 18 zile și n-au mai aplicat nimic. În condiții de ploaie, n-au putut să intre pentru că a plouat. Și nu s-a întâmplat nimic, absolut nimic. Orondis s-a controlat foarte, foarte bine mana. Vă spun asta pentru că, tocmai să vă dau încredere și să vă îndemn să folosiți acest produs cu încredere, pentru că el este un produs sigur, un produs care își face treaba. Evident, în condiții de secetă,
Mana nu, nu este, nu este, n-ar putea fi o problemă, dar noi trebuie să ne facem datoria și să acoperim și partea aceasta, să fim siguri că am făcut tot ce ne-a stat în putință sau am făcut partea noastră de tehnologie în protecția viței de vie. Ca și poziționare, Orondis Ultra îl recomandăm ca și tratament de siguranță înainte de înflorit și, bineînțeles, al doi, deci în două tratamente, și putem să închidem cu al doilea tratament de Orondis imediat după scuturare. Făcând lucrul ăsta, o să vedeți că nu veți avea probleme cu mana viței de vie. Deși e secetă, vreau să vă spun că anul acesta am văzut câteva pete de mană, dar doar câteva pete, nu, pur și simplu nu de speriat. Nu unde s-a tratat cu Orondis, bineînțeles. Următorul produs, Pergado F, este un produs la fel cu două substanțe active, mandipropamid și folpet. Ce are special acest produs? Pot să vă spun faptul că și-au fost fermieri care au făcut lucrul ăsta, adică l-au aplicat fix în timpul înfloritului. Momentul în care înfloritul se desfășoară din cauza temperaturilor reci, înfloritul se desfășoară pe o perioadă mai lungă și avem ploi. Dacă considerăm că este presiune mare de mană, putem să aplicăm Pergado în plin înflorit. Nu se întâmplă absolut nimic, nu avem probleme de meiere și de mărgeluire. Și să știți că sunt fermieri care au făcut lucrul acesta la îndemnul nostru și colegul Nicu este de față să vă povestească. Fermierii care au aplicat, toamna au avut ce să culeagă, ceilalți s-au uitat. Au făcut economie la saci, da. Sau la lădiță. Da. Deci asta nu este, vă spunem din exemplele personale și din experiența noastră. Doza lui este de 2,5 kg pe hectar. Așa cum am spus, poate fi aplicat în timpul înfloritului, în plin înflorit, dar, bineînțeles, și la scuturare, fără nicio problemă. Următorul produs despre care va vorbi și Felicia, Universalis, pot să vă spun că l-am văzut și l-am folosit în... Noi facem loturi demo la diverse ferme, fermieri mai mari, fermieri mai mici, și vreau să vă spun că chiar și-a făcut treaba. Deci l-am folosit și în doză de 2 litri pe hectar și vreau să vă spun că a controlat foarte bine atât mana cât și făinarea. Evident, lângă Universalis putem să mai venim și cu un Tiovit pentru un control și mai bun al făinării. Un alt produs pe care vreau să vi-l supun atenției este Coprantol Duo. El are două forme de cupru, are atât hidroxid cât și oxiclorură în doze egale, 140 de grame pe litru din fiecare. Doza lui 2,5 kg pe hectar. Este un produs, zic eu, un produs care vine să ne ajute, pentru că sunt convins că știți și dumneavoastră, dar vă mai spun și eu. Reglementările Uniunii Europene sunt de a folosi 4 kg de sulf, de substanță activă, pe an, pe hectar. Având în vedere că acest produs are doză redusă de cupru, vine să ne ajute dacă vrem să repetăm tratamentele cu cupru. Ca și poziționare, bineînțeles, putem să-l folosim începând de la compactare, dar el poate fi folosit foarte bine, cum vedem și aici, de la lăstar de 5-7 cm până înainte de înflorit. Avantajele lui, o să spuneți, este doar un cupru, dar nu e așa. El este microgranulat sub formă de pepite, deci practic se dizolvă precum nesul, pentru că toți bem nes și cafea și ce mai bem. Se dizolvă, nu face praf. Și tocmai datorită acestui fapt, nu vom avea probleme cu, știu eu, diverse, hai să spunem, drifturi sau pierderi de produs.
Aș vrea să vă mai prezint și portofoliul pentru acarieni, Vertimec. Sunt convins că îl cunoaște și îl folosiți. Doza este de 1 litru pe hectar. Din punctul meu de vedere, locul lui este aici, la dezmugurit, până la star de maxim 20 de centimetri. El chiar își face treaba și am avut, nu de puține ori, fermieri care nu au vrut să folosească Vertimec, dar în final au revenit la el pentru că și-au dat seama că nu se poate fără el. În ceea ce privește molia viței de vie, pot să vă spun, anul acesta avem un proiect cu niște capcane, hai să zicem, smart, niște capcane inteligente, cu cameră foto, cu feromon, cu hârtie lipicioasă, și pentru cine dorește pot să-i arăt pe telefon ce înseamnă tratamentul cu afirm și tratamentul cu orice altceva. Cine s-a întâmplat la, avem un lot la Vincon, la Focșani, mă rog, la Grebă, nu, de fapt, unde avem instalate aceste capcane care ne spun stadiul de dezvoltare al fluturelui, când apar larvele, le și numără și ne spune exact când trebuie să facem tratamentul. Recomandăm purtarea mânușilor de protecție, există și o tehnică specială de a scoate mânușile de protecție, da, și ce ar trebui să facem cu ele după ce le folosim. Avem mânuși de protecție, în special când folosim produsul concentrat, în formă concentrat, deschidem bidonul, pregătim soluția, da, scoatem mânușile așa fel încât să nu intrăm în contact cu ele, le punem într-o punguță de plastic, le punem în depozit, evident în zone unde nu au acces copii, animale și așa mai departe. Să nu uităm că produsele de protecție a plantelor sunt medicamente pentru plante, dar sunt produse chimice. Da? Medicamentele pe care noi le luăm de la farmacie sunt produse chimice. Deci nu ne ascundem de chestia asta. Da? Dar când folosim vopsea, când folosim produse chimice acasă, folosim mănuși. Da? Și același lucru se aplică. Evident, recomandăm atunci când pregătim amestecul de soluție să avem și o colar de protecție sau vizieră, să nu ne sară produsul în față, și aveam și o mască. Dar nu. O mască minim de bază, în special dacă lucrăm în spații închise, da? Nu e cazul că vorbim de viță de vie aici, dar în special pentru cei care lucrează în legumicultură, în solarii, să poartă mască de protecție și cel mai bine mască aia specială pentru vapor, pentru că nu este ok să inhalăm substanțe și mai ales atunci când facem amestecuri de substanțe. Bun. Trecem la partea a doua legată de tehnici de aplicare și regulile privind realizarea amestecului de substanță. Și aici am pregătit, fiindcă nu suntem într-un sală de curs, am pregătit un tabel și doamna Dogaru Mihaela a vorbit foarte bine despre citirea etichetei. Regulile de bază în pregătirea amestecului de soluție sunt foarte simple. Întotdeauna în rezervor punem întâi produsele granulate, da? Evident, în situația în care pe etichetă nu ne spune altfel. Dacă pe etichetă ni se dau clar indicii cu privire la modul de realizare a amestecurilor sau substanțe, produse care nu sunt compatibile, o să găsiți pe etichetă. Niciun producător de produs de protecție a plantelor nu o să vă spună că produsul cu numele comercial X nu se potrivește cu produsul de comercial Y. O să vă spună doar despre compatibilități sau avertizări, unde produsele clar nu sunt compatibile. Da? De exemplu, un produs X cu un produs pe bază de cupru. Dar nicio companie nu o să vă spune produsul comercial de la Syngenta cu produsul comercial de la X, firma X. Da? Regula de, dacă pe etichetă nu ne specifică altfel, regula corectă este întâi produsele granulate, dizolvate foarte bine în rezervor, da? După care urmează produsele lichide, întotdeauna adjuvanții și altele se adaugă la final. Da? În situația în care folosim mai multe produse în rezervor, și câte produse folosiți în rezervor? Câte băgați odată în rezervor? Cât? 3, 4, 5? Mai mult de 5? Mai avem și mai mult? Poftim. Și peste. Bun. Este ok. Nu este chiar recomandat, dar este ok. Cu condiția, cu o singură condiție. Că în momentul în care folosim produse pentru prima dată, da? Pentru prima dată, nu mergem să le băgăm toate în rezervor. Vă rog frumos, nu luați 1000 de litri de apă și băgați produsele prima dată. Am două produse de la Syngenta și mai folosesc și un produs de la X, da? Nu l-am folosit niciodată.
nu mă duc să-l arunc în rezervor. Iau produsele, păstrez proporția de produs și le fac un amestec într-un volum mic, agitând corect, făcând corect ordine, ca să mă asigur că există compatibilitate fizico-chimică. Dacă mie nu există compatibilitate fizico-chimică de produse, o să-mi găsesc o parte din produse precipitate pe fundul rezervorului și n-am făcut nimic. Eficacitatea biologică, zero. Da? Insecticidul ăla sau fungicidul ăla nu-și va face efectul nici neam. Puteți să vreți. Da? Deci întotdeauna când folosim produse, amestecăm produse pentru prima dată sau adăugăm ceva nou anul ăsta în planul tehnologic, facem testul de compatibilitate întâi într-un volum mic, ne asigurăm că există omogenitate, nu face spumă, este bine amestecat, da? Întotdeauna lăsăm barbotarea să se facă corect, nu ne grăbim, da? Pentru că dacă două produse nu sunt compatibile fizico-chimic, ați anulat activitatea biologică a cel puțin două produse din amestec. Da? Deci din 5 rămâneți cu 3, da? Dacă aveți noroc. Acest produs se numește REMDRY, este un sistem de gestionare a efluenților de soluție cu produse de protecție a plantelor. Sistemul nu este produs de Syngenta, este o tehnologie obținută în colaborare cu compania Syngenta, finanțare, parte de cercetare. Este produs de către Universitatea din Torino, din Italia, și de o firmă italienească care îl fabrică. Da? Sistemul e alcătuit din două componente, bazinul, și există posibilitatea, sunt două variante, ori să-ți torni placă betonată pe care să vii cu mașina de stropit și prin efectul de gravitație să culezi, să strângi apa în rezervor, ori să el vine și cu o platformă, cu o pompă și poți să vii cu mașina, utilajul peste platforma, e o membrană foarte groasă de nitril special și pompa trage soluția de pe platformă și îl varsă în bazin. Deci, curățăm mașina de stropit, avem ceva, întotdeauna în mașina de stropit rămâne un volum de apă rezidual, de soluție rezidual. Clătim mașina de stropit, facem tripla clătire a ambalajelor goale de la bidoane. Toată soluția asta ar trebui să ajungă într-un bazin, dar nu ar trebui să ajungă. Niciodată nu ne curățăm mașinile de stropit la marginea râului și vărsăm apa în râu, da? Poluăm. Da? Și e foarte bine discuția pe antibiotice, discuția pe produse de protecție a plantelor, poluarea apelor. E foarte important să păstrăm apele curate. Această soluție este propus dezvoltat de către Syngenta cu Universitatea din Torino. Se numește REMDRY, este numele lui. Este un bazin de metal în formă hexagonală. Apa se strânge, vine în mod normal mașina de stropit aici, o spel cu apă. Toți efluenții se strâng în acest bazin. Sub influența căldurii și a curenților, ați văzut, o să vedeți pe zona laterală a bazinului acele grilaje, da? Și a căldurii, pentru că este tot acoperit, închis în plexiglas, are și hidroizolație laterală pentru a crește temperatura apei. Apa se evaporă în timp și pe fund rămâne, deci el de fapt are 4 linere, ultimul liner este cel negru, se strânge și rămâne substanța activă. Produsul, substanța activă de la produse. Da? Acesta, după 3 ani de zile, folia se împachetează, se dă ca deșeu periculos, da? La o firmă de neutralizat și se înlocuiește. El în set vine cu 2-3 astfel de folii. Emisiunea v-a fost oferită de Sixt, partener de mobilitate al fermierilor români prin AgroTV.